Ai tabieturi înainte de meciuri? Am, am și am și superstiții, dar nu le spun pentru că după nu mai cred în ele. Îmi aranjez geanta într-un anumit fel, încerc să-mi pun hainele așa cum le pun în fiecare zi când am meci, când nu am meci mi iau și altă geantă, nu contează nimic, dar când am meci păstrez totul la fel. Eu pe cele pe care le port atunci când pierd un meci nasol, da. urât, îl arunc direct, așa am făcut și la Roland Garros. Echipamentul de anul ăsta l-am aruncat direct la gunoi. Pentru că te eliberezi cumva de. ai senzația că dacă îl mai vezi, îți aduce aminte de meciul respectiv pe care tu-ți-l dorești din tot sufletul să-l uiți. Sunt convins că e, e o presiune cu totul aparte căreia tu trebuie să-i faci față. Și asta ține de celebritatea, de, ne, de nivelul de celebritate pe care tu-l ai. E apăsătoare presiunea asta a celebrității atunci când depășește un anumit nivel? După un a depășit orice nivel. Orice nivel. <laughs> da. Adică sunt recunoscută oriunde mă duc, chiar și pe stradă, chiar și, nu știu, într-un magazin mic, sunt recunoscută și oarecum și place, pentru că este, ar fi, aș fi, n-aș fi sinceră să spun că nu-mi place treaba asta, dar e o obositoare, pentru că uneori ai vrea să te duci cu... Cineva, dracție, da. și să fii relaxat, să poți să râzi, să poți să faci, și să nu se uite nimeni la tine. Simți privirile. Simți privirile, da. Simți urechile ciulite. <laughs> exact, da. Este incredibil, da, așa este, da, da. vreau să pun racheta în cuș și să nu mai existe tenisul. Nu, no, dar aș vrea să o las mai moale. Ce ar putea să te mai facă la fel de fericit acum? În tenis? În ce vrei tu? Să am un copil. Cred că o să depășească orice senzație pe care am avut-o eu în tenis. Pentru că am spus mereu. Viața mea bate tenisul.